exersez vraja asta. Dacă nu fac măsura asta să zboare, nu voi putea participa la jocul de vâșați și voi rata o săica aurii. Măturutul zbură de cetul. De ce nu zboară? Ce poate să aibă? Cred că am greșit vraja. Abia aștept să joc jocul. De când nu l-am mai jucat? Harry Potter. Să înceapă distracția! Harry Potter, jocul meu preferat! Ador aventura din jocul ăsta. Just a minute. Măturutul zburantus. Nu zboară deloc. Mă mai și trântește ca un cal nărăvaș. Of, care o fi vraja aia? Aha, mi-am amintit. Măturus zburantus. Eu am reușit să zbor. Mă duc să-i spun Marei că acum putem juca vâșați împreună. Am văzut eu cum zbura când era ea mică. Mara! Bine ați venit la Hogwarts! Trebuie să amestec până când se face roșie. Iubesc lumea fantastică Harry Potter! Să jucăm vâșhați! După o țoică aurie, descoperă lumea vrăjitorilor! Descoperă magia! Mara! Știu! Acum pot juca cu tine vâșhați! Teo, mi-ar plăcea, doar că jocul acesta este doar pentru un jucător. Bine, atunci mă duc să exersez singură asta. Zi de una singură. Mai bine am văzut și pe mine să joace. Bri, unde ești? Trebuie să mă uit cu atenție la film. Vreau să colorez pe Teo îmbrăcat în Hermione, așa cum este ea în film. Nu se poate așa ceva. Uite aici, e perfectă. Și l-am și pe Harry Potter, am și o țoaică. Să colorăm. Să iau culoarea asta. O să colorez părul cu roz. Bryana! Nu vrei să te învăț să joci vâșhați pe Xbox? Îl fac pe Harry Potter, Teo. Privește. Aha. Mai bine ajută-mă tu să colorez. Mulțumesc, dar eu nu mai sunt la vârsta la care să colorez. Îmi place să fac alte activități cu Harry Potter. Mai bine mă duc la jocul meu. Are foarte multe capitole interesante. Ok. colorez singură. Cred că am terminat. Mă duc să-i arăt lui mama. Poate mă ajută ea cu următoarele pranse. Mami, unde ești? Am redescoperit minunatele povești ale lui Harry Potter. Am citit toate cărțile în facultate, dar este plăcut să le reiau acum ca adult. Am o altă viziune. Abia aștept să le termin și să le dau și fetelor. Poate le insuflu și lor pasiunea pentru lectură. Și lor le place Harry Potter foarte mult. E o lume fantastică, o lume magică, o lume în care Harry Potter, Hermione, Ron, Neville și toți prietenii lor luptă cu răul ca binele să învingă. Mami, unde ești? Mama, mama! Iubire! Uite ce am desenat! Cine e? Hermione Granger din Harry Potter? Da! Mami, îți place? Îmi place foarte mult! Chiar seamănă cu Hermione pe care mi-am imaginat-o eu citind cărțile cu Harry Potter. Vrei să-ți citesc? Mai e ceva, spuse Harry, urmărind-o pe Hermione, care rupea mănunturi de proscop și le arunca în elixir. M-a vrut să colorez? Iubire! Dar nu e mai interesant să citim împreună? Mami, mai am multe fise interesante. Vino să mă ajuți! Iubire, mi-ar plăcea să te ajut, dar îmi place foarte mult să și citesc. Așa că ori vii tu lângă mine și citim împreună, sau dacă nu, te ajut după ce termin cartea. Ce părere ai? Eu vreau să colorez. Mă duc la treaba mea. Uf, n-am reușit să conving Mezina să mi se alăture la citit. Dar poate pe cineva care știe să citească, îl fac să vrea o carte. Cu cine să încep? Cu cel mai mare, cu tati. Ia să fug eu până la tati, să văd ce face și să-i propun să citim împreună din Harry Potter sau să citească și el volumele pe care eu deja le-am terminat. Doamne, cât de mult îmi plac! Momentul meu de relaxare. Acesta e. Now! Tati, pe unde ești? Tati, tati! 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 Vino să-ți prezint și ție lumea fantastică Harry Potter din primele 4 volume. Ce părere ai? Eu le-am citit pe toate, dar acum le-am reluat. Mami, eu am filmele mele cu Harry Potter. E mult mai interesant să te uiți la filme decât să citești. Poftim! Vino tu și te uită cu mine la film. Îl punem pe televizor dacă e. Să-l vedem amândoi. Nu, mulțumesc. Cititul dezvoltă imaginația, creativitatea. Mă duc mai bine să-mi văd de treaba mea. Păcat că nu vrei și tu să-ți împrumut măcar volumul 1. Le voi citi cu siguranță, mami. Stai liniștită, dar asta după ce termin de văzut filmul. Între timp, termin și tu de citit cărțile. Succes! Mersi, da, bine, bine. Mă duc să văd. Poate convin fetele sau poate găsesc o activitate de făcut împreună. Of, mama n-a vrut să-l vadă cu mine. Mi-ar plăcea să văd filmul ăsta atât de interesant cu cineva. Parcă pe Teo am văzut-o îmbrăcată în Harry Potter. Sigur și ei va plăcea filmul. Teo! Ești afară? Teo! Unde ești? Sunt aici, tati! Mă antrenez să prind o sfoică aurie! Că tot ești îmbrăcată ca un student la Hogwarts. Nu vrei tu să ne uităm împreună la filmul cu Harry Potter? Tati, eu citesc greu la filme. Prefer să mă joc eu de Harry Potter. Vino tu și te joacă cu mine. Îmi pare rău, Teo, nu pot. Filmul meu a rămas în punctul culminant. Bine atunci, tu te duci la filmul tău, iar eu rămân la jocul meu. Te prind, te prind, te prind, te prind. Ce mă fac eu cu ei? Trebuie să găsesc o activitate care să ne placă tuturor și să-i aduc pe toți împreună. Aha, știu! Sunt sigură că vor fi cu toții nerăbdători să descoperim ce se află în colet. Îi chem pe toți! Happy Halloween! Pregătiți de un nou challenge! În seara asta ornăm camera de hotel de Halloween pentru că sărbătoarea se apropie, iar noi suntem încă la Paris. Abia așteptăm să decorăm. Chiar voi ați decorat de Halloween? Scrieți-ne în comentarii, eu deja sunt pregătită! Ochișori și dovlecei decorativi. Să-i dăm drumul! Eu scot farfuriuțile să mâncăm de Halloween. O să și mâncăm? Cum să nu, da! Cum ce să mâncăm, ochi? Cu ce cameră începem, fetelor? Cu camera copiilor! Eu zic că e decorată destul camera copiilor. Să începem din camera noastră. Prima decorațiune este pusă. Să dăm startul sărbătorii. Așa se pun. Trei frunșei. Fetele au făcut ghirlande cu dovleci și cu fantome. Happy Halloween! Nu ne fai. Și m-am obosit ornând. Da, mâine doar mai ornat. Nici n-am început bine. Hai, Mara! Vardă și eu. Și eu. Tu pui pânza de păianjă? Iar Mara face ghirlandele. Iar eu voi lipi pe oglindă fantomițe și lilieci. Eu o să pun asta de decor. Eu fac lumânărelele. O să pun asta de decor cu toată familia. Eu dorm cu asta. Iar eu mă voi demachia cu asta. Ia să mi-o pun de acum. Așa și eu. Hai să le punem ales eu. Hai să găsim un loc. O fac și balone. Bravo, Alesia! Iar eu să continui cu decorarea mea. Ha, 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 ha. Wow, bravo, Pri! Și păienjen. Eu pun frunză de păianjen. Punem dovlecei. Ia, aici merg cel mai bine. Ne descurcăm, fetelor. Și noi ne descurcăm aici. Iar eu am pregătit dovlecei luminoși. Să le dăm drumul. Oare unde pune mami? Să montăm și lumânărelele. Eu leg valoare. Eu am pregătit luminițele. Deschidem. Oare cum se montează? Magie! Pregătim lumânărica. Am aprins-o. Acum aici. Și o lăsăm să lumineze. Procedăm la fel și cu a doua. Eu am rățări fosforescente. Asta unde o pun? Pe pat! Terminăm și cutiuța aceasta. Oh, ce-i asta? Păianjeni, verzi și mov! De unde a apărut? Mami, nu te mai speria degeaba, e doar o ghirlandă. Aha! Acum m-am prins. E bine așa? Ajunge? Da. Am aranjat masa. Punem păianjenii aici pe fotoliu să mai sperie și pe alții. Și luminițe fantomatice. Ce sunt lilieci. Dovlecii aurii, fantomițe argintii și scheleți. Fantomițe și dovlecei. Am pregătit și de băut, doar trebuie că celelalte le-am vărsat eros. Tu! Mânză de păianjen și pe televizor. De mine vă place. Pregătesc o brățară. Uitați ce fac eu. Mă uită-stau. Ai grijă, păi sunt păianjeni acolo. Abonați-vă, spune. Nu, sau da? Deci voi decideți dacă Bryana să se urce pe scaun. Dacă adună 10.000 de like-uri, se urcă pe scaun. Ia să vedem, am adunat? Încă puțin, încă puțin, încă puțin. Hai, Bri, urcă-te pe scaun, să încurajăm. Să dea repede like. Apăsați pe like acum. Am urcat deja. Păi a venit. Fetelor, ați făcut o treabă super bună. Iar acum să o machem pe Bri. Avem carioci speciale pentru desenat pe față. Vă mă inimă aici. Vreau și eu machiaj. Arăți bine. Sunt gata. Eu o machiaj pe mama. Vreau și eu. Și eu cu verde. Uitați-vă cât de scos să fac. I move. Never move. Păi am venit așa. Și gata, mami. Nu vreau să mă văd. Perfect pregătită de Halloween. Să înceapă petrecerea. Unde-i tati? Să vină și tati. Tati! 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 M-ați chemat? Eu sunt gata. De petrecere, nu? Stai cu masca! Nu, de petrecere, nu? Gata! Mamă, ce la tine! Mama, te-a fetele! Doar un stați ca pe Bri. Cine? Bri vreau, Bri. Hai, Bri. Gata, gata. Gata, fetelor? O aluliță. O inimă, hai. O inimă. O inimă, hai. Și o inimă. Inimă. Teo, gata. Gata. Perfect. Dacă asta înseamnă distracția copiilor, o facem și pe asta. Să înceapă distracția. Bryana, adu mâncare și băuturile. Ai zis că te ocupi. Primul pahar. Delicios. Sânge de milie. Sânge alb. De fapt e apă de la robinet. Nu, nu e apă. Apă din sticlă, Bryana nu ajunge la robinet. Ei, ce-am dat apă. Să vă mai duc un foc. Ia, uite, beau. V-am adus și de mâncare. Și acum să înceapă muzica. Yeah! întâmplat cu noi? De ce s-a aprins lumina? Suntem schimbați deja. Grinch! Oh, Halloween-ul! Cine a stricat petrecerea? Unde-s toate decorațiunile? Acolo sunt! Le-a aruncat la gunoi pe toate! Le-a stricat petrecerea! Păi atunci, să ne pregătim de Crăciun! Bine!